Bună și mă bucur să te am aici alături de mine. Vreau să văd pentru persoana care vine înspre tine în următoarele 3 zile, să zicem, ce energie avem pentru această persoană. 10 de bute vorbește despre oboseală, despre extenuare, despre poveri pe care această persoană poate să le poartă. Să le poarte în spatele său și poate nu literalmente, cât psihologic vorbind, poate să poarte anumite poveri și anumite greutăți această persoană. Am să las această carte aici pentru că este prima care a ieșit în etalare. Mai văd și nevoia de a lua o anumită decizie și poate chiar că există o anumită atracție, dar mai mult simt nevoia de a lua o anumită decizie în ceea ce vă privește pe voi, în ceea ce privește această conexiune și atracție dintre voi. Îndrăgostiții vorbește despre relații intime, despre conexiuni foarte intime și foarte strânse. Ok, ce simte această persoană care vine înspre tine în următoarele 3 zile? Ce simte pentru tine această persoană? Ce simte pentru tine? 4 de bâte, foarte frumos! Foarte frumos! Și 2 de bâte, parcă plănuiește să vină să sărbătorească ceva anume cu tine aici. Cu acest 4 de bâte, uite cum sărbătoresc cele 4 energii de aici, din această carte, cum sărbătoresc, cum se bucură, petrec ceva anume, s-au reunit aici pentru a se bucura. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre 4 persoane, o reuniune și o întâlnire între 4 persoane, poate 2 cupluri, ce știu eu. Ce simte această persoană? Simte bucurie atunci când se gândește la tine. De ce 4 de bute? Hai să clarificăm. De ce 4 de bute în sentimentele acestei persoane față de tine? De ce 4 de bute în sentimentele sale față de tine? 5 de bute. E și un oarecare soi de gelozie, văd aici, și pot să existe persoane din exterior care invidiază, iarăși aș tinde să spun, această conexiune a voastră foarte frumoasă, pentru că acest 4 de bute este cartea flăcărilor gemene, este cartea căsniciei. Pentru unii dintre voi poate fi vorba și despre așa ceva. Încă nu e post și se mai pot produce și astfel de evenimente. Da, deci 4 de bute în sentimente, dar este și un blocaj aici, vezi tu, pentru că avem spânzuratul, parcă lucrurile se petrec destul de încet, pe încet, încetinel, și această persoană poate fi într-un semn, în zodia pești, pentru că văd și acest paș de cupe, dar mai poate fi vorba și despre faptul că se simte blocată în această postură și cu siguranță va vedea lucrurile dintr-o nouă perspectivă în această postură a sa. În sentimentele sale, această persoană se simte blocată și poate fi și un soi de gelozie, mai poate fi și așa ceva. Ce avem, ce reprezintă provocare și blocaj în această conexiune? Hai să vedem ce reprezintă blocaj și provocare în această conexiune. 6 de bute. Aș spune eu că este vorba despre orgoliu. Poate, da, poate că această persoană sărbătorește o reușită a sa personală și poate că nu are timpul necesar, deși își dorește să vină înspre tine, nu are timpul necesar pentru că este foarte mult preocupat de ceea ce înseamnă această reușită, acest proiect reușit, acest succes, iarăși, poate cei din jur îi cer foarte mult atenția. Și asta poate fi un impediment aici. De ce 6 de bâte?
De ce 6 de bâte în provocare și în blocaj? 5 de monede. 5 de monede vorbește despre poate anumite greutăți cu banii, poate fi anumite frici, anumite anxietăți, se simte, nu cred că se simte singur, pentru că are persoane, sau se poate simți singur în lume, pentru că se mai întâmplă și acest lucru. Voiam să spun că are persoane care îi cer atenția, persoane în jur care îl aplaudă, care îl aclamează, îl apreciază pe acest om pentru reușita sa și poate că a fost un moment în trecutul său în care s-a simțit astfel cu acest 5 de monede, destul de însingurat, poate chiar cu probleme financiare, doar că de data asta a reușit. Fiind acum și în acest blocaj, cred că este vorba și despre un oarecare soi de orgoliu. Deși se simte singur, singură, această persoană nu se deschide și văd și aceste greutăți, aceste poveri, nu se deschide din orgoliu, ok? Nu știu ce îl reține, orgoliu și atât. Ok, ce gândește această persoană în ceea ce te privește, ce gândește despre tine? Ce gândește? Și avem carta 5 de spade și cavalerul de spade. De ce 5 de spade? Iarăși mă duce cu gândul la un soi de invidie, un soi de conflict, doar de dragul de a fi conflictual, fără să ai motiv întemeiat pentru acest conflict. De ce 5 de spade? Pajul de spade. Sunt persoane în jur și acest paj de spade de multe ori poate fi imatur în felul în care comunică. În ceea ce gândește despre tine, poate că a văzut anumite lucruri și uite, acum îmi vine în minte această idee. Poate această provocare, această izbândă care reprezintă provocarea acestei conexiuni, poate să fie a ta și această persoană să se simtă însingurată. Acest 6 de bâte, această energie, această reușită, acest succes poate fi al tău, iar această persoană să se simtă însingurată, să apară și un oarecare soi de invidie aici, în gândurile sale. Și parcă ar vrea să vină, să îți transmită ceva anume în acțiunile sale, să acționeze. Dar e imaturitate din partea sa, aici văd. Ok, ce intenții are această persoană? Ce intenții are această persoană în ceea ce te privește pe tine? 3 de cupe, să se reunească, să se întâlnească cu tine și judecata, să vă reconciliați, să există această reconciliere, această decizie de a vă împăca. Foarte mult simt invidie și cel mai mult gelozie din partea acestui om. Parcă nu reușește să se împace cu gândul că poate ai această reușită, sărbătorești pentru ceva anume, ai atenția celor din jur pentru ceva, pentru o reușită a ta. De ce 3 de cupe în intențiile sale? De ce 3 de cupe? Deci și am văzut judecata la baza pachetului și este clar. Hierofantul. Poți să ai de a face chiar cu o cerere în căsătorie aici. Bineînțeles, nu pentru toată lumea, pentru că hierofantul vorbește și despre căsnicie și avem și această regină de cupe care este regina îndrăgostită, este regina care este toată iubire.
în intențiile sale, această persoană vine cu o ofertă de angajament, poate își dorește să te scoată în oraș, să ieșiți, să aveți parte de întâlniri și timp frumos petrecut împreună și asta pentru că își dorește un angajament mai serios între voi, ceva mai... relația voastră să treacă la un nivel superior de angajament. Ce ar trebui să știi tu despre această persoană și nu știi? Ce ar trebui să știi tu despre această persoană și nu știi? Ce ar trebui să știi despre această persoană? Asul de monede și a căzut ușor lateral. Asul de monede de poziție spune că o anumită decizie și această persoană poate să întârzie ușor să vină cu această ofertă de angajament serios. Pentru că și asul de monede vorbește despre o ofertă de angajament serios, despre o ofertă de nou început. Da, de ce asul de monede în această poziție lateral? De ce asul de monede? Avem Marea Preoteasă, pentru că tu ești mai retrasă, ești foarte independentă. Avem și 9 de monede cu această interpretare a independenței, dorință de independență din partea ta și văd și împărăteasa. Clarificând această carte, asul de monede, această carte oricum se va ridica și această energie oricum va fi în această postură normală, în poziție normală. Doar că ceva poate să întârzie și poate fi pentru faptul că cineva este mai solitar, cineva este mai retras, poate nu știe cum să te abordeze, zic și eu. Dar oricum, în intențiile sale are această intenție de a te scoate în oraș, de a ieși împreună. Hai să văd ce simți tu pentru această persoană. Ce simți tu pentru această persoană? Soarele. E soarele tău. Îți aduce lumină. De ce soarele? Îți aduce... Îmi venea să spun curaj. Poate pentru unii dintre voi aveți de a face cu un leu. Leii sunt recunoscuți pentru curajul lor. De ce soarele? De ce soarele? 7 de cupe. Ai parte de claritate în privința acestui om. Știi că te iubește. Știi că te iubește. Sau că tu îl iubești. Pentru unii poate sunteți voi în energia aceasta masculină, dar mai degrabă tind să cred că tu îl ții, o ții pe această persoană la distanță. Avem și acest 7 de bâte și 10 de spade pentru că posibil te-a trădat. Pentru unii dintre voi, nu cred că este un mesaj pentru toată lumea. Hai să vedem viitorul posibil în această situație, în această conexiune între tine și această persoană, care este viitorul posibil. Viitorul posibil aici. Cavalerul de spade și l-am văzut anterior atunci când am clarificat, era la baza pachetului. Cred că această persoană va decide să... Această persoană sau tu, cineva va comunica, va acționa în această conjunctură. E ca și cum lucrurile sunt oarecum mai stagnante în această perioadă. Pentru că avem și această energie a acestui om conflictuală, chiar dacă avem intențiile sale aici, dar cineva va acționa, poate puțin mai imatur, fără a-și face planuri foarte solide. De ce cavalerul de spade în viitorul
apropiat între tine și această persoană pentru următoarele zile. 6 de spade, totuși veți duce lucrurile, fie această persoană va călători înspre tine, fie tu înspre ea, bineînțeles, reciproc este valabil și astfel, doar că simt că mai mult acțiune din partea acestui om și acțiune menită să ducă lucrurile pe ape mai liniștite, într-un spațiu mai liniștit, mai armonios, mai sănătos pentru voi și pentru conexiunea aceasta. Care este sfatul pentru tine în această conexiune? Care este sfatul pentru tine în această conexiune? Sfatul pentru tine. Te rog, spirit, pentru cea care urmărește această citire. Care este sfatul pentru tine? 6 de cupe. 6 de cupe vine cu armonie și asul de cupe, un nou început în iubire. Sfatul pentru tine este să te deschizi acestei oferte din partea acestui om, pentru că am văzut această de leveling up, de angajament mai serios între tine și această persoană în intențiile sale. De ce 6 de cupe în sfatul pentru tine? De ce 6 de cupe în sfatul pentru tine? Ok, avem cărțile și sunt 4 de spade și justiția, energie de balanță aici. Simt aici că și tu te gândești la această persoană și cred că o manifesti fie că îți dorești, fie că nu în viața ta cu acest 4 de spade, asta simt să spun de data asta. Cu această carte justiția, poate tu ai fost mai rece, mai într-o postură de neutralitate față de această persoană și este foarte sănătos așa să fii, doar că în sfatul pentru tine simt aici că vine această ofertă înspre tine și în fața căreia e bine să te deschizi, pentru că am văzut acel as de cupe, acum văd 2 de bâte la baza pachetului și cu 6 de cupe e indicat să te deschizi. Acum, dacă tu dorești să iei în considerare, bineînțeles, acest sfat. Ok, hai să vedem și un mesaj, 2 din partea acestei persoane, după care încheiem citirea. Aș mai vrea, totuși, înainte de... Scuze, pentru că sunt când aici, când colo, dar aș mai vrea, înainte de a cere un mesaj din partea acestei persoane, din Lenormand, să văd ce mesaje primim în ceea ce privește sentimentele acestui om față de tine. Hai să vedem ce primim în privința sentimentelor. Casa. Și avem 4 de bâte aici. Uite, îl vezi? Sunt foarte multe cărți pe masă, dar avem casa, numărul 20 din Lenormandul Keeper și avem și 4 de bâte. O persoană care, sincer, simte că te pierde și cred că va acționa într-un mod cum nici nu te aștepți pentru a aduce lucrurile într-un spațiu mai armonios între tine și dânsa. De ce casa în sentimentele sale față de tine? De ce această... Poate urmăriți să vă cumpărați o casă, să vă așezați la casa voastră sau această persoană, de fapt, că este în sentimentele sale față de tine. De ce casa în sentimentele sale față de tine? Norii. Norii vorbesc despre anumite furtuni la orizont care se anunță, dar furtuni care se vor disipa, pentru că avem soarele aici.
anumite furtuni acasă, pentru acasă, pentru casa voastră, pentru acest proiect al vostru împreună. Dar soarele răsare aici și disipă norii și lasă norii să treacă pentru a aduce lumină. Și avem soarele și aici. Poți să ai leu pe harta ta natală foarte mult. Ok, hai să vedem mesajul din partea acestui om, pentru că ne-am lungit foarte mult. Care sunt mesajele din partea acestui om? Am să las cărțile să iasă ele de data aceasta. Sper să se decidă repede. Destul de greu. Poate nu vor să transmită nimic. Hai, măcar un mesaj, te rog. Ce mesaj avem din partea acestui om față de tine? Ce ți-ar transmite această persoană ție? Te rog, spirit. What the fuck? WTF is wrong with me? Why did I do that? Repeating lessons, failure to learn, addictive behaviors, impulsive, o persoană impulsivă, nu înțelege de ce a acționat într-un anume fel și avem în gândurile sale acest 5 de spade și blocajul acela. Am simțit invidie, sincer, foarte mult, da, și gelozie, dar foarte mult invidie, parcă atenția celor din jur asupra ta îl face pe acest om să fie gelos și foarte invidios pe lucrul acesta. Nu suportă atât de mult să ai atât de multă atenție din partea celor din jur. I date down so I can feel comfortable. Nu știu dacă am tradus, pentru că nu știu aici dacă am tradus. Nu înțelege de ce a făcut un anume lucru, lecții care se repetă ca un tipar și această eșuare în a învăța ceea ce are de învățat din partea universului, comportamente adictive, văd aici și foarte impulsiv. Da. O persoană care iese în oraș la întâlniri pentru a se simți confortabil. Nu prea înțeleg cum vine asta, dar asta îmi iese aici. Ok, îți mulțumesc mult pentru faptul că îmi ești alături, îți mulțumesc mult pentru toată susținerea ta. Dacă rezonezi cu acest mesaj, nu uita să te abonezi canalului, să mai treci pe aici, eu te aștept cu drag. Te îmbrățișez cu recunoștință și iubire și ne vedem curând. Te pup! Pa, pa!